Încă nu este adevărat cel mai alarmant cu putință, în sensul că acesta înțeleg că nu se deplasează în masă, el practic lovește pe grupuri. Am văzut și o analiză internațională pe tema asta de la Organizația Mondială a Sănătății. Virusul nu lovește cum lovea ciuma. Adică ieși pe stradă și toți de pe stradă aia cad ca spicele. Încă nu este așa. Dar să vorbești relaxat în momentul de față, când în România s-au umplut toate paturile de spital, când nu știe stânga ce face dreapta, Dumnezeule. Premierul Orban a declarat astăzi, stați liniștiți, carantina și izolarea, chiar dacă CCR a spus altceva, sunt constituționale, că așa vrea mușchiul meu. Și a interpretat el, că nimeni nu știe, nici curtea, nici el, nici medicii, nici tătarul, nimeni nu știe nimic. A zis domnul Orban, da, erau neconstituționale carantinarea și izolarea, dar înainte de starea de alertă, pe nu e același lucru. Și acum de ce ar fi neconstituționale, sau de ce erau neconstituționale atunci și sunt constituționale acum? Care e diferența? Deci eu nu înțeleg nimic din toate astea. Mi-e dor de oamenii ăia care veneau la ora 11 la televizor ca să avem de ce să râdem. În vremurile alea râdeam mult, să știți. Râdeam până ne pleznea stomacul de la atâta râs. Au fost superbe primele luni de pandemie. Când știam că nu mai avem mult de trăit, când aveam timp să ne facem bilanțul, când vedeam lista aia teribilă de morți în fiecare zi, la ore exacte, știam, ne puneam ceasul să sune, când venea bilanțul Marea Britanie, când venea în Franța, când venea în Spania, când venea în Statele Unite. Era delicios. Astăzi nu ne mai vorbește nimeni, oamenii au luat-o razna, nimeni nu mai are răbdare, s-au plictisit oamenii să mai aștepte. Au ieșit pe stradă, e o debandadă totală, măștile astea nu sunt purtate de oameni, deși ne-a spus atunci domnul Arafat. Și le spun și eu oamenilor pe care îi mai văd. N-ar trebui să purtați masca într-un spațiu unde sunteți singuri care o purtați. Mai bine dați-o jos. Pentru că dacă ceilalți nu o poartă, nu există niciun beneficiu. Masca se poartă ca să-l protejezi pe celălalt. Și tocmai de asta românii nu o poartă. Pentru că nu sunt interesați de cel de lângă ei. Este o catastrofă. Este o catastrofă. În ritmul ăsta se va ajunge la 700-800 de cazuri pe zi, cât de curând. Și atunci, nu știu ce se va întâmpla, deocamdată politicienii n-au luat în calcul, nu se vorbește nici măcar pe surse, de posibilitatea reizolării, reconfinării, adică să ne întoarcem în starea de urgență absolută. Am zis că în alte țări aceste măsuri sunt pe cale să fie luate, iar nu stau la discuții populiste. Da? Recarantinează zone întregi, în Germania, în Portugalia, și în Franța am înțeles că se fac acum niște ultra secrete teste de astea prin tot felul de locuri izolate, să nu cumva să reapară virusul prin zone de astea populate de oameni în vârstă, nu știu ce, și se vor face izolări masive pe termen nelimitat imediat cum se găsește ceva. Deci nimeni nu se gândește la restaurante, la grătare, la mersul în Grecia. Astea sunt porcării. Oamenii ăștia ar trebui să-și dea seama că începe să fie o problemă majoră. Chiar dacă e adevărat, gradul de mortalitate al persoanelor tinere nu este alarmant. Bineînțeles, asta am mai spus-o. Un organism sănătos are șanse reale să lupte cu coronavirusul, numai că multiplicarea tulpinilor, posibilitatea ca acesta să recidiveze în termen scurt, existența unui al doilea sau al treilea val, complicațiile ulterioare sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Da? Chiar ieri am văzut iarăși un articol în presa internațională cu aceste cazuri ușoare, depășite prea ușor și care nu te imunizează deloc. Însă s-a mai spus un lucru interesant acolo, dacă citeai atent până la capăt. Să zicem că ai avut coronavirus și ți-a trecut în două zile, cum a fost ăla care a luat ciorbă, primul bolnav din România, tânărul ăla de 20 de ani. Atenție, unul la mână nu se produc anticorpi. Deci tu nu ești imunizat deloc. Ești ca și cum n-ai avut. Însă dacă mai contactezi odată virusul, mai contractezi odată virusul, a doua oară, prezența lui în organism îi dă acestuia un aer de déjà vu. Adică, fiind un pic plastic așa, coronavirusul știe, da, că a mai fost în organismul respectiv și se adaptează un pic mai repede. Vă explicam zilele trecute lupta pe care el o duce cu
organismul omului. El intră într-un mediu necunoscut și până analizează punctele slabe ale individului, dacă sistemul imunitar al acestuia este foarte bine pus la punct, îl expulzează. Coronavirusul n-apucă să bată la toate ușile. El încearcă să-și bage piciorul, cum vă spuneam, dar găsește o ușă întredeschisă. Uneori sunt nabab din ăștia, dacă au 42 de camere în organism. Nu stau toți într-o garsonieră. Și atunci până bate nefericitul ăsta la toate odăile, este expulzat. Dacă e un organism puternic. A doua oară când vine, vine noaptea a doua oară. În vârful picioarelor, așa cu ranga în mână, el nu mai bate la ușile la care a găsit închis. Se duce la altele. Deci câștigă timp și te atacă, mișelește, bineînțeles, și are șanse să o mierlești în câteva zile. Deci au fost cazuri, inspir iarăși din realitate, au fost cazuri de din ăștia care au trecut foarte repede prima dată peste boală, au început să râdă de ea. Asta nu e o chestie științifică, da? Statisticile încep să arate că în ultima vreme, cu atât nu este o chestie științifică, așa se vorbește în presă, presa străină, că în ultima vreme din analizele făcute s-au îmbolnăvit în proporție de 75% cei care nu credeau în boală. Ama, încă o dată, nu suntem la emisiunea Alinei Bădic. Nu pretindem că lucrurile stau așa. Da, iată că mai există, până la urmă, poate și o brumă de destin pe undeva. Atenție, nu o luați așa. Ăștia care vă considerau, uitați-vă la Novak Djokovic. E distrus. Familia, toți sunt bolnavi în momentul ăsta. Carantina asta, izolarea, imaginea pierdută, l-a făcut presa germană, idiot. Și așa mai departe, a pierdut. Din ce? Că a vrut să organizeze un turneu, că a zis, stai bă, coronavirus, vedeți cum arăt, sunt un pachet de muști. Da? E, mușchii ăia nu l-au ajutat absolut la nimic. Deci, încă o dată, nu veni să vă dați mari. Nu e așa. Aia trebuie o prudență uriașă, sau cum ar fi zis președintele țării, o precauțiune. Ne-a zis și domnul Tătaru, să fim precauți. Da, numai nu mai putem să fim. Oamenii s-au plictisit să mai fie precauți și se pare că nu mai vor să participe la această luptă. O să vorbim zilele următoare. În ritmul ăsta, săptămâna următoare va fi prăpăd în România. În curând se va anunța că spitalele nu mai au. Și atunci o să vă scoatem hârtiile în care îi citam pe guvernanții noștri și care spuneau, două luni au spus același lucru. A, ați văzut ce bine am luptat noi, spre deosebire de alte țări, și le felicităm pe români care au înțeles și au fost alături de autorități care s-au mișcat extraordinar de repede și de bine. Uitați-vă ce se întâmplă în alte țări. A, că săptămâna viitoare va fi așa cum mă gândesc, o să începem să implorăm pe aia să ne trimită niște paturi. Sau dacă nu, măcar niște scaune pe care să-i mai așezăm pe ai noștri. La noi să termină, tată, ca sportul pe vremuri, când număra aia hoașca mea de la 21 de sporturi, gata cu sportul. Adică primii 21 de la coadă, atât. Era al 22-lea, luai doar Scânteia sau România Liberă, Scânteia Tineretului, Informația Bucureștiului și eventual Tribuna Sibiului. Asta era sportul, nu mai luai. Citeai peste umăr în parc. La revedere. Da? Așa o să fim. Ce bine pregătiți, ce românii care... Românii n-au ajutat. Am fost singurii care am spus lucrul ăsta. Nu vă luați, bă, cetățean bâtă. Nu știe el. El crede că e mai deștept decât... N-a fost. A fost prost. Prost grămadă. CNA a acordat licențe pentru două noi posturi de televiziune, să ne ținem tare, mai ales că ne interesează în mod direct. Realitatea Star, care va concura cu Antena Stars, și respectiv Realitatea Sportivă, un post de televiziune de sport, așadar, care nu va transmite fotbal sau alte discipline sportive în direct, că de unde atâtea lovele, ci va vorbi pe lângă despre sport. Proiectul este coordonat de Claudiu Giurgea, cel care reprezintă tronsonul din sport, Realitatea Sportivă la Realitatea Plus. Ăsta e de mulți ani acolo, iar emisia ar trebui să înceapă în octombrie. Asta înseamnă o să-i retragă CNA licență prin noiembrie anul următor. Nu va emite până atunci, stați liniștiți. Ina Oameni vor redacții de 100 de persoane din celor plăti. Sigur, au încercat să lămurească la CNA faptul că aceste două noi posturi fantomă nu au nimic în comun cu societatea care
a băgat în faliment, practic, Realitatea Plus și nici cu fantomaticul Cosmin Gușă, ba mai mult decât atât, nici cu mâna lui dreaptă, de la acea vreme, acest insipid domn Maricel Păcuraru, da? Care se pricepe la presă, cum se pricepe baba să-i numere cornele lui Karl Heinz Briegel. Deci cam la nivelul ăla este. Bun, vorbisem un pic despre domnul Teodorovici mai devreme. L-a luat la un moment dat în cătare și pe Paul Stănescu. Paul Stănescu spusese despre Teodorovici, un aventurier politic, ține minte, am comentat ieri, nu mi s-a părut. Când spui aventurier, parcă-l vezi pe ăla îmbrăcat în armura așa călare în Anglia secolului 15-16. Nu e vorba de asta, nici poveste, nu e un aventurier. I-a dat replica domnul Teodorovici, dar cine-i domnul Stănescu? Cine îl bagă în seamă? El e un fel de câțu al PSD-ului. Ce a făcut dânsul? A fost vicepremier, omul de pe stradă sigur nu știe. Bou, adică vrea să spună domnul Teodorescu, domnul Teodorici, finanțările pentru primare au fost masive cât am fost eu ministru. Pandemia cu Teodorovici la putere ar fi fost cam, să vă dau așa un exemplu, cam cum au fost primele 6 luni ale anului 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Păstrăm proporțiile, dar ușor așa. Cam așa ar fi fost România în pandemie, să zicem, cu prim-ministru Eugen Teodorovici. Deci ar fi fost cea mai mare catastrofă. Uite că ne-a trecut glonțul pe la ureche și deocamdată nu suntem acolo. Spuneam domnul discotecă, zic și domnul buldozer, e pregătit ca la un moment dat să pună el mâna pe puterea aia mare. Și atunci o să-i regretăm nu numai pe Grindeanu Tudose, cum o chema Alexandra Derevici aia, că așa am venea să-i spun. Nu, pe doamna de la Teleorman. Așa? Deci nu numai pe fiecare în parte. Bă, dar o să-i regretăm pe toți trei deodată, bă. Da? Deci madame Dăncilă, Grindeanu, Tudose. Împreună toți trei, dacă ne-ar fi fost baci, tot era mai bine decât Eugen Teodorovici. Deci dacă ăsta vine la putere, e gata, tată. Ok. Deci mai era informația asta legată de Nelu Tătaru, n-am spus-o până la capăt. În momentul de față sunt 180 de cazuri grave de tot în România. Sigur că la un asemenea bilanț, într-adevăr, lucrurile nu sunt catastrofale. Ok, la 180 de situații grave, într-adevăr, de situație critică, nu este un număr de... Franța sau Italia aveau în mod constant în vârful pandemiei undeva în jur de între 20 și 30 de mii de oameni la terapie intensivă. Da, că România are 180 în situație critică, nu. Dar stați un pic, ăsta nu este un contract pe termen determinat. Da? Este un CDI, cum îi spun francezii. Un contrat à durée indéterminée. Deci noi nu avem unde să știm cât va dura. Iată că această mini-legendă că vine vara și ne ducem la mare și spuma mării și deplasările în Bulgaria și Grecia n-au alungat, ba dimpotrivă. Boala abia acum pare să ia stăpânire peste teritoriul României. Asta cu internarea obligatorie neconstituțională ar putea să fie totuși un lucru bun. Mă gândesc că un set de măsuri anunțate de CCR nu e o catastrofă, pentru că am văzut și astăzi la televizor că se vorbea intens. Mi se pare o dramă asta. Să obligi un asimptomatic să se ducă la spital. Cu toții am fost, da, îndemnați la un moment dat, îndrumați, sfătuiți să facem tot posibilul să n-ajungem în spitale din România, pentru că indiferent cât ești de izolat, indiferent pe ce mâini bune și foarte bune ești, riști să iei niște bacterii de care să te cureți și mai repede și mai dureros decât de coronavirus. Chiar dacă tu ești asimptomatic, să spunem, boala nu se lipește foarte tare de tine. Dar dacă stai acolo 2 săptămâni, șansele ca să vii acasă sănătos, din păcate, la cum arată sistemul sanitar din România, sunt aproape nule. Și atenție, oficiali, aici trebuie să insistați